Mândruță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Merg și prin pădure, merg și pe câmpii, vesel sunt. Bobiță și Buburuză, apare soarele pe cer. Peste munți și peste văi, ei trec mereu, tot râzând. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Puii de canar. Într-o frumoasă zi, Kelemen, canarul, și-a găsit perechea. Lenke trăia pe un fag, nu departe de casa Buburuzei. Kelemen, împreună cu noua lui pereche Lenke, și-au construit un cuib pe creanga cea mai frumoasă a fagului. Bobiță și Buburuză urmăreau cu atenție cum construiau păsările cuibul. Vezi, Lenke nu s-a ridicat din cuib de zile întregi, poate că e bolnavă, se îngrijora băiatul Melk. Nici vorbă, Bobiță, probabil a depus ouă, vor avea pui! Se entuziasmă Buburuză. Ouă, pui! Bobiță nu înțelegea. Sigur, le încălzește și deodată din ouă vor ieși puii, a spus fetița mămăruță. Nu peste mult timp, Lenke s-a ridicat și cum se învârtea prin cuib, Bobiță a zărit 3 ouă albe micuțe. 3! Vor fi 3 puișori! A fugit vesel la Buburuză. Într-o dimineață se auzi un ciripit agitat din fag. Ura! Au ieșit puiuții! A strigat Buburuză și de bucurie Buburuză și Bobiță s-au îmbrățișat. Putem să-i vedem? L-a întrebat agitată Buburuză pe Kelemen. Sigur, dar să aveți grijă, sunt încă micuți și fragili, a spus tăticul mândru. Kelemen i-a luat pe spate pe Bobiță și pe Buburuză și i-a așezat lângă cuib. Ce drăguți sunt! A spus fericită Buburuză. Băiatul Melk și fetița mămăruță au mângâiat cu grijă micuții canari. Micuții au crescut repede. În curând au început să exerseze zborul. Lenke i-a îndrumat cu grijă, iar ei se descurcau din ce în ce mai bine. Noi mergem după mâncare, să fiți cuminți, a spus Kelemen. Nu cumva să zburați singuri din cuib? Sunteți încă micuți, puteți zbura numai când suntem și noi aici, a adăugat Lenke. Dar canarul cel mic n-a ascultat. Auzi, vorbă, eu știu să zbor bine, voi încerca singur. Imediat ce a spus asta, a și plecat. Nu pleca, nu pleca! Au ciripit ceilalți doi, dar n-au putut să-l oprească. Când părinții lor s-au întors, cei doi pui erau agitați pe marginea cuibului. A zburat, a zburat frățiorul nostru! Plângeau amândoi. Vai, dar e prea micuț! Oare ce s-a întâmplat cu el? A strigat speriată Lenke. Bobiță și Buburuză au auzit strigătul lui Lenke. Au pornit de îndată în căutarea puiului pierdut. L-au căutat peste tot. L-au căutat pe deal, la munte, pe malul lacului, în pădure, pe câmp. Dar nu l-au găsit nicăieri. A început să se însereze. Cum îl vom găsi pe Întuneric? A întrebat Lenke și a început să plângă. În clipa aceea a apărut o lumină stranie pe cer. Erau licuricii care au pornit în căutarea canarului. Vom lumina noi, sigur îl vom găsi, au spus toți deodată. Acolo e! E acolo un tufiș! A strigat repede Bobiță și toți au fugit înspre tufiș. Micuțul canar, epuizat, tremurând de frig, dormea în tufiș. Lenke l-a strâns între aripi și l-a îmbrățișat fericită. În sfârșit te-am găsit! Altădată s-a sculț de cei bătrâni, a spus Kelemen. Lenke și-a luat zborul, iar licuricii au dansat în jurul ei cu lămpașele lor. A fost atât de frumos ca un dans al zânelor pe cer. Familia canar s-a dus la culcare. Lenke și-a încălzit micuții acoperindu-i cu aripile ei. Noapte bună, micuților, a șoptit ea fericită. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu.
florile soarelui. În aprilie, Bobiță și Buburuză au plantat semințe de floarea soarelui. Au cultivat și au udat grădina cu grijă și răsadurile au ieșit din pământ. Ele creșteau tot mai mari, au înmugurit, iar în luna iunie florile galbene s-au deschis. Ura! L-au salutat florile pe băiatul Melc și pe fetița Mămăruță. Bobiță a observat că florile se uitau când într-o parte, când în alta. Privește, Buburuză, se învârt! Oare de ce? Pentru că se întorc după soare mereu, de aceea se numesc florile soarelui. Când soarele a apus, fiecare floare și-a aplecat capul și a adormit. În dimineața următoare, strigăte disperate trezeau locuitorii din pădure. Vai, ce s-a întâmplat cu florile noastre? Plângea Buburuză. Oare cine a făcut-o? Se văită Bobiță. Cine a ronțăit tulpinile florilor? Fulgușor le spăla rănile cu apă proaspătă de rouă, iar Buburuză le lega cu fire fragede de iarbă. Florile soarelui zâmbeau din nou. Micii prieteni se sfătuiau în casa lui Baltazar. Ce să facem? Se văicări Bobiță. Trebuie să stăm de pază noaptea. Eu voi fi prima, zise Buburuză cu curaj. Fetița Mămăruță s-a ascuns cu minte în spatele unui tufiș și a stat de veghe. Nu a trebuit să aștepte mult. În curând a apărut un hârciog și a început să ronțăie tulpinile florilor. Atunci Buburuză a ieșit strigându-i: du-te de aici! Hârciogul s-a speriat și a fugit. În noaptea aceea nu s-a mai întors. În noaptea următoare, Fulgușor avea grijă de flori. A venit rândul lui Baltazar, apoi rândul lui Wendel. Până la urmă a venit rândul lui Bobiță. Băiatul Melc s-a ascuns în tufiș și aștepta răbdător. Tot aștepta, dar în curând l-a furat somnul. Nu s-a trezit nici atunci când a sosit hârciogul, care a ronțăit mult și bine tulpinile florilor. Vai, am adormit, n-am avut grijă de flori. A plâns Bobiță dimineața când a văzut florile ofilite și triste. În timp ce Bobiță dormea, hârciogul a ronțăit tulpinile florilor. De ce v-ați supărat? I-a întrebat doctorul Bufniță. Buburuză i-a povestit ce s-a întâmplat cu tulpinile de floarea soarelui. Vorbiți cu hârciogul, rugați-l să nu le facă rău florilor. Doarme acolo sub stejar, i-a sfătuit doctorul. E acolo, stă culcat în tufiș, le-a șoptit Bobiță celorlalți. Hârciogul s-a trezit brusc. Cu toții s-au speriat. Hârciogul de gâze, iar gâzele de hârciog. Nu, nu te teme de noi. Vrem doar să te rugăm să nu le faci rău florilor noastre. Dar atunci rămân flămând, s-a scuzat hârciogul. Îți aducem noi mere și morcovi. Unde ți-e casa? Îl întrebă Bobiță. Nu am casă, răspunse trist hârciogul. Nu ai casă? Repetă Baltazarul uit. Atunci îți vom construi una. Buburuză i-a adus mere, Bobiță ghinde, Fulgușor, Stafide, Baltazar, frunze de păpădie, iar Wendel, morcovi. Casa mea e foarte frumoasă, vă mulțumesc și pentru cină. Hârciogul n-a mai ronțăit tulpinile florilor, iar ele le zâmbeau vesele toată vara lui Bobiță, Buburuzei și prietenilor lor. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Turnul lui Biluță. Într-o zi de vară, Biluță, gâza florilor, își scoase cuburile colorate de construit din dulap. Voi construi un turn înalt din cuburi, zise, și porni cu cutia spre dealul din apropiere. Sub stejarul cel mare răsturnă cuburile din cutie și se apucă de lucru.
Turnul se făcea tot mai mare, iar Biluța ajungea greu mai sus. El se ridică pe vârful, dar făcu o mișcare greșită și turnul se prăbuși. Oh, nu! Strigă Biluță. Acum trebuie să iau totul de la capăt, se văită el. Se apucă din nou de construit. Punea iar cuburile colorate, atent și cu grijă unul peste celălalt. Turnul creștea și se făcea din nou din ce în ce mai mare. Dar vai, deodată o ghindă a căzut din copac, dărâmând turnul gâzei de flori. Vai, turnul meu, iar s-a dărâmat, stejarul e de vină, constată cu furie. A început să reconstruiască turnul, dar nu sub stejar. Punea cuburile colorate unul peste celălalt cu tot mai puțină răbdare. Când au apărut Bobiță, băiatul Melc, Buburuză, fetița Mămăruță și Vendel, băiatul Rădașcă. Vai, ce turn frumos ai, Biluță, au spus ei. Da, e frumos, dar lipsește doar vârful roșu și apoi e gata. Atunci se porni vântul și o adiere puternică doborâ turnul suplu. Biluță s-a făcut foc și pară. Nu, nu pot să cred! Nu mai încep din nou! Nu vreau să mai construiesc niciun turn! Mă duc acasă! Ceilalți fugeau după el, consolându-l. Așteaptă, Biluță, te vom ajuta noi! Hai să construim turnul împreună! Nu, nu mai vreau! Din atât de puține cuburi nici nu se mai poate construi un turn cu adevărat mare! A strigat Biluță supărat și a trântit ușa. Cum am putea să-l ajutăm pe Biluță? Se întrebă Buburuză. Trebuie să-l consolăm, a spus Bobiță. Știu eu, zise Vendel. Și eu am cuburi de construit. Le aduc și vom avea mai multe. Vom putea construi împreună un turn cu adevărat mare, cum și-a dorit Biluță. Bună idee! Și eu am o cutie cu cuburi de construit. Le aduc imediat. Și eu le aduc pe ale mele. Vom construi un turn uriaș. Bobiță trăgea cuburile după el într-o basculantă, Buburuză le împingea într-o roabă, iar Vendel le căra într-un coș mare. Bună, Biluță! Privește, ne-am adus cuburile! Nu vrei să construim un turn uriaș împreună? Îl întrebă amabilă Buburuză. L-am construit în căsuța ta, să nu cumva să-l răstoarne vântul din nou, adăugă Bobiță. Vai, câte cuburi ați adus! Ce turn mare vom face din ele! Veniți înăuntru, strigă mica gâză a florilor. Cum urmează ultima bucată, vârful cel roșu. Pe acesta să-l pui tu, Biluță, i-a propus Vendel. Ura! E gata! Au strigat cu toții în cor. Când s-a lăsat întunericul, Bobiță, Buburuză și Vendel și-au luat rămas bun de la Biluță. Mica gâza florilor s-a strecurat fericită în pat și și-a admirat turnul enorm până l-a furat somnul. Biluță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Găluștele. Într-o zi de toamnă, Buburuză, fetița Mămăruță, a pregătit găluște cu prune și și-a invitat prietenii la masă. Au venit Bobiță, Baltazar, Vendel și Fulgușor. Împreună au întins masa și s-au așezat să mănânce. Fetița Mămăruță a pus 3 găluște pe fiecare farfurie. Fiecare s-a săturat repede. Găluște cu prune, le ador, aș putea să mănânc chiar și 5. Zise Baltazar albinuța. Numai 5? Eu chiar și 7, ripostă Vendel. 7? Bine, atunci eu 8.
iar eu 10, spuse Rădașca. Bine, atunci să facem un concurs, a încheiat discuția Baltazar. Să vedem care dintre noi mănâncă mai multe găluște. Lui Buburuză nu i-a plăcut ideea, a încercat să-i oprească, dar băieții erau neînduplecați. Nu va ieși nimic bun din asta, îi avertiză Buburuză, dar Baltazar și Wendel nu i-au dat ascultare. Până acum am mâncat 3 găluște, acum urmează a 4-a, a zis Wendel și a pus câte o gălușcă în fiecare farfurie. Când amândoi au terminat-o, au mai luat o gălușcă și au mâncat-o și pe cea de-a 5-a. După cea de-a 5-a au mâncat-o pe cea de-a 6-a. După cea de-a 6-a au mâncat-o pe cea de-a 7-a. După cea de-a 7-a au mâncat-o pe cea de-a 8-a, iar apoi pe cea de-a 9-a. Urmează cea de-a 10-a, mai poți? Întrebă Baltazar. Auzi vorbă, pot să mănânc chiar și de 2 ori mai mult, i-a răspuns Wendel relaxat, dând din mână. Mâncaseră deja foarte multe găluște, când pe amândoi a început să-i doară burta. Îi durea din ce în ce mai tare. Am să-l chem pe doctorul Bufniță, zise fetița Fluturaș. Doctorul Bufniță i-a examinat, apoi a început să-i dojenească. Vai de mine! Cine a mai văzut așa ceva? Nu e de mirare că vă doare burta! Amândoi au mâncat 15 găluște! Ei, poftim! Colac peste pupăză și concursul s-a terminat la egalitate! 3 zile regim, nu mâncați decât cartofi fierți! Dar mâine vine în pădure negustorul de cozonaci, spuse Wendel disperat. Îmi pare foarte rău, dar de data asta veți rata cozonacii. Peste 3 zile veniți să vă examinez burta din nou, zise doctorul Bufniță sever și porni spre casă. A doua zi a și sosit pe câmpia cea mare vânzătorul cu cozonacii lui plăcut mirositori. Locuitorii pădurii își alegeau dintre acele bunătăți și se înfruptau fericiți. Eu aș dori cu scorțișoară. Eu cu cocos, se înghesuia Bobiță. Mie să-mi dați unul cu zahăr, strigă Fulgușor. Dar erau cozonaci și cu mac, cu nucă și chiar și cu cacao. Baltazar și Wendel priveau triști târgul vesel, dar l-au ascultat pe doctorul Bufniță. După 3 zile, Albinuța și Rădașca l-au vizitat pe doctor. Ia să vedem noi, mormăi Bufnița și examină temeinic. În ordine, v-ați vindecat, văd că ați ascultat de mine. Păi da, zise Wendel cu nasul în pământ, deși aș fi vrut tare mult să mănânc și eu cozonac. Wendel și Baltazar și-au luat rămas bun de la doctorul Bufniță și-au pornit spre casă, dar Bufnița i-a strigat: așteptați puțin, am ceva aici! V-am păstrat 2 cozonaci, luați-i! Vai, doctore Bufniță, ai fost pe câmpie? Desigur, le-am luat puiilor mei câte un cozonac, iar pe aceștia 2 i-am păstrat pentru voi. Ați făcut ceea ce v-am cerut. Eu nu vreau să ratați bunătățile. Îți mulțumim, au răspuns fericiți Baltazar și Wendel. Apoi l-au îmbrățișat pe doctorul Bufniță.